Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezintele Kinetics.ro. Au început bine. Astăzi vom filma un antrenament de brațe, o să încercăm să ne rupem unul pe altul, ceva de genul. Așa. Bun, ei avem alături de noi pe Dima, Mihai, Ciprian și Cosmin. Hai înapoi. Cred că pe cine vreți? Deci în principiu fiecare dintre noi o să compună un circuit de brațe, un exercițiu de biceps, un exercițiu de triceps și fiecare în parte trebuie să facă circuitul respectiv. Ok? Cam asta este tot. Sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, vorbim după despre asta. Deci cum e exercițiul tău la biceps cu un braț în izometrie și cu unul facem flexii, facem pe stilul la Henry Rambot. Vreau să le facem pe alea 5, 5, 4, 3, 2 până ajungem, înțelegi? Un braț în izometrie, un braț face 5, rămâne celălalt în izometrie, încă 5, 4, 3, 2 până la 2. Și la triceps eu zic să facem niște skull crushers cu gantere pe podea. Cam asta. City Fletcher style. Da, exact. Bun. Hai să facem la treabă. Normal trebuie să începem de jos, da? Să fie flexia completă. Facem 5 pe un braț. Bine, dacă vrei facem cu supinație? Hai cu supinație, da. Hai, mai greu. Ok, facem 5 pe un braț. După ce am terminat 5, se duce gantera jos. Vine iar sus în izometrie. Începem iar de jos cu 5. Până am făcut și cu asta 5, apoi 4. Până ajungem la câte 2 pe un braț. În același set. La câte 2 doar? Și când am făcut 2 ne oprim. Da. Da, 5, 4, 3, 2. Nu mi-ai trebuit să vezi, dar este tablet. Da, mă, nu, face cu gantele, așa, hai. Da, mă, nu, face cu gantele. Este mai mult repetări decât la 10. Stânga sus și dreapta. Da. Face cardio, Mihai. Da. Schema mea, iau scoa afară de jos. Ma. Vrei? E piretă cu șurub. Păi stai mă, că aici nu pot. Nu încercați asta acasă, copii. L-am învățat și să dansez. Nu știu care e că își încordează coapsa și când face triceps. Uite, nu e! Uite! E și gamba! Are gamba! Are gamba! Zic că merge cu bicicleta în somn, că altfel nu-i sprem. Uite, uite, uite! Dar de ce ai primit-o la aia? Îi dau spre. La ce? Cum să-i dai premiul la mâncare? Pui! Cum să-l dăm la mâncare? Bă, dar e prea ușor cu aia, cum asta nu putea să îmi plăie rușinele? Dar n-am făcut-o cu cum a zis. Cum a zis, băiat, nu hai, rar. E prea ușor, nu am spus 10 pauze.
Ești Robert, la 100 de pounds e prea ușor. Robert a putut la 110 pounds. Bă, te vrea ceva, ca să vezi. Atinge-l. Vreau flexi din bancă înculată cu super set cu împins la bară orizontală. Luăm banca aia, se duce în partea cealaltă. Luăm banca și o ducem aici. Nu aici, acolo, ca e mai liber, aici nu e loc. Da, dar vreau să facem după aia super set cu împins la bancă. Îi descurcă? Da, la bară. Cu bară? Da, pune-i 20 de cu bancă. Da, pune-i 20-30. L-ai filmat la început ca să... Eu credeam că dăm top set-ul numai la ce zicem noi, la alții dăm puțin. Punem aici, una în alta. De negativ, lasă-l. Exact. Și jos, lasă de ce să se întâmple. Ca să poți face un top să văd. Fii atent, vezi, circulă cu mâinile așa. Circulă cu mâinile așa, de până de tine și drepte. Asta. Și faci poate de tine, mor. Nu cu partea mai aproape. Așa, așa. Dă-i loc au sus. Pe loc au sus. Așa, 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 Ciprian e Sibam de România, dar cel mai probabil la Olimpia o să zică pentru idolul meu Ciprian în România. Da. Să fac eu de la aia, să nu zic video. Da, nu, nu. Eu păi cere scuze că s-a prins că nu. Bă, e în țapă alea. Nu? Până aici. Astea? Nu chiar așa, dar când scrii în 2000 și sunt la jumătate, sunt așa. Care-i candidatul? Eu o să aleg să facem tot la banca înclinată Spider Curls în super set cu dips cu picioarele sprijinite de o bancă și la o bancă. Ah, ok. Da? La fara... Nu chiar la flotări, dips, nu? Bench dips. Da, da, da. De Spider Curls pentru biceps cu bench dips. Facem Spider Curls cu gantere, doar supinație. 15 repetări din drop să facem pe ăsta. Oh, îți iei o greutate pe care faci 10-15, după care îți iei jumate din greutatea aia și faci până nebunești.
Stai cât a culoare. Este bikini competitor. Hai, apucă-te de treabă. Lasă să nu mai vadă oamenii că... Vreți să-i facem OnlyFans? Îi facem OnlyFans lui Ciprian? Ce ziceți? Nu mai filma pe mine. Filmează-l pe el, că totuși... Nu curuma! Adică face broset? Adică face chestia asta? Adică nu vorbesc, serios. Păi asta le-a luat mișto. Aaa, nu, am făcut de la un timp arată preot. Vă spun așa. O să facem un felul următor. Flexi cu bara Z și bandă de rezistență. O să avem 5 repetări. După cele 5 repetări o să ținem izometrie 5 secunde. După care facem încă 5 repetări. Izometrie. Acum o filmare. De ce faci de grabă din mai? De ce faci elicopter, nu, când te duci la fizic? Helicopter, helicopter. Da. Și mai faci și caracter de metin. Zici că e lagul ăla să păgetea că se blochează în perechi. Revenind la ale noastre. Deci, așa 5 repetări? Da. Aveți-te ca în fior, bă. E așa? Cine, eu? Da. Dar nu fac asta. Și mai ai și să... Da, te-ai la zâmbet, că e mereu... Da, eu, da. Direct, dar ai și zis... Deci am chestia asta, mi-a acopăr puțin abdomenul strâng. Ia uite. Dar nu pot să-l fac asta. Deci ce pui și hap. Pune-te da, pe fundal. Pune pe fundal, te rog, un sura de la din metin care trebuie să intre, de sta așa. Și pe aia faci așa. Hai, stai că fără să faci asta. Mâna dreptă. Aaaa, prea cât zici că s-a handicapat, cum să mă așez așa? Nu știam că ești atrășit. Asta, pistoletă, pistoletă blindată.
Dar zâmbetul pe aia, nu faci cu aia. Și negru la față cu lucrul ăsta. Și fenomenul la care se tăcă. Când îi dau aia, îmi dau puțin loc. Să-i curul la viteză, să-i știe. Bun, revenim după biceps, mergem, facem extensii, facem până la epuizare extensii și la ultima repetare ținem efectiv extensia până nu mai putem. Cam asta e tot. Nu mai putem ceva de azi. Deci una, hai. Două. Dar nici am unui cam weak banda. Patru. Nouă. Cinci. Și vin aici, stai. Unu. Doi. Trei. Patru. Cinci. Cinci repetări. Mă întinde Dima. Două. Așa. Trei. 4 4 5 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 4 5 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 Mi-a făcut una, să filmez și eu vendele. Gata, de mâine încolo implementați cu asta. Trebuie să mai fac, Dar știi că e super smart exercițiu. Dacă îl faci pe ăsta, combinat cu ăla la banca înclinată, e complet pe partea de unghiul de acțiune al forților. E efectiv ce trebuie. Că ai rezistență pe primul segment la alea înclinate și la ăsta ai rezistență pe final. Hai, hai, extinde, extinde, extinde. Poți să vă rog? Am făcut fraiere, am făcut mâncat cu fraiere. Ești fraiere. Ești fraiere. Hai încă una? Lasă 8 abia. Păi faci 12? Cât face? Cu 120 de kg? Pauză, băi. Dar stai mai drept. Tot ce face Mihai e un rămas. Mâncare intră ceva? Nu că intră, pare că și iese. Da? Cum, pe unde iese? Pe-n piele, dracu, nu mai are loc, nu vezi cum are striații? A fost mai greu după aia, nu? Ok, bă, eu plec. Cum o fac? E efectiv un moment. Partea exterioară, că ești unul foarte scurt. Așa, așa, hai. Bă, dar la atingere... Ai da, nu? Ai da? E Jeffrey Dahmer. Stai din dreptul. I said, we do first legs and then you can go. Și este extensie de mână. Așa, așa, acolo. Auzi, îi cauzi că fură. Eu văd, am trecut cum stă. Dai drept! Cât îmi trebuie, eu tot știu. Veniți-i cineva, mă. Greu, am terminat antrenamentul primul. Veniți-i cineva. Veniți-i cineva.
acesta. Salutare, sunt Mihai Todoran și reprezint Mihai Todoran cu PT. Ați auzit cu kinetic. Spuneți. Așa, ne-am liniștit, ok? Mult. Sper că v-a plăcut acest video. Ce vrem să facem pe viitor? Vrem ca acesta să fie un prim episod dintr-o serie de videouri în care noi vom face challenge-uri. O să postez pe Instagram pentru următorul video un poll cu 4 variante și voi veți vota ce challenge să facem data viitoare. Deci acesta puteți să-l tratați ca pe un intro. Și întrebări. Da, și vrem și cât mai multe întrebări la care să răspundem pe parcursul videoului. Cam asta este tot. Numele este Robert Florea, sper să ne mai vedem vreodată. în aceeași echipă. E grav când ne vedem așa. E ca o cult record. Deci când am făcut biceps, efectiv era ca și când îl sumonam pe Rich Piana. Eram toți încerc și se forma o sferă acolo care trepida și ieșea Rich Piana din câmpul ăsta astral. Bun, asta este tot. Adios!